înainte să încep mesajul meu din seara aceasta, aș vrea împreună cu toată biserica să înălțăm pe Domnul, să cerem din toată inima noastră, ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Vreau să vorbesc din această pildă, care este o pildă cunoscută de toți, pe care dacă mergem la un copil de la grupa mică de la școala duminicală și chiar la Filip al meu, a ști să povestească un pic despre fiul risipitor și ce s-a întâmplat acolo. Dar chiar dacă sunt lucruri pe care noi le cunoaștem, Dumnezeu ne poate vorbi din ele în continuare. În seara aceasta vreau să încep să vorbesc din această pildă, dar nu o să încep cu fiul cel mai tânăr, ci doresc să vorbesc în primul rând despre fiul cel mai mare. Despre fiul cel mai mare zice că el era la ogor, fiul cel mai mare muncea pe ogorul lui, ogorul tatălui său, și când s-a întors acasă, a auzit în casă bucurie multă, a auzit că veselie, că se dansează acolo și nu a intrat în casă. A chemat pe unul din robii lui și robii tatălui său și a întrebat ce se întâmplă, ce se întâmplă la noi în casă, că nu s-o obișnui cu așa ceva. Și zice, păi a venit fratele tău, mai tânăr acasă, și tatăl tău s-a bucurat, a tăiat vițelul care era îngrășat și cu toții ne bucurăm. Și era bucurie mare în casa tatălui său. El când a auzit, s-a întărâcat de mânie și n-a vrut să intre în casă. N-a vrut nici cum să intre în casă. Tatăl său a venit afară și observat tatăl său, îl roagă să vină acasă. Îl roagă să vină în casă și explică și de ce. Și probabil că până la urmă el a intrat în casă. Dar dacă v-aș pune o întrebare, cine era fiul cel mai mare din pilda aceasta? Ce ați zice? Chiar aștept un răspuns din partea bisericii. Cine crezi că era fiul cel mai mare? Cristian, ce părere ai? Noi. În vremea aceea probabil că erau fariseii care se țineau de lege și probabil Domnul Iisus a adresat lor. Dar aș vrea în seara aceasta să mă văd pe mine fiul cel mai mare și chiar și fiul cel mai mic în seara aceasta, dar în primul rând fiul cel mai mare. Știți de ce? Eu am avut harul să primesc cuvântul Domnului din copilărie, dar totuși am trăit în lume. Mă pot asemăna cel mai bine cu fiul cel mai mic. Dar cei mai mulți din biserică știți cu cine se aseamănă? Cu fiul cel mai mare. Știți de ce? Fiul cel mai mare s-a născut într-o familie de oameni credincioși. Este un har de la Dumnezeu să ai părinți credincioși. Este un har de la Dumnezeu să n-ai părinți care se droghează, care se îmbată, care te ceartă, te bat și fac tot felul de lucruri murdare și urâte. E un har? Fiul cel mai mare s-a născut într-o familie de oameni credincioși și cei mai mulți copii și tineri din biserica noastră și chiar adulți și fratele Pavel Ardeneanile din părinți credincioși și mulți vin din părinți credincioși. Sunt mulți frați în biserică care vin din familii credincioase. Dar fiul ăsta cel mai mare avea o problemă. Știți care era cea mai mare problemă? N-avea părtășie cu tatălui. Și nu-l cunoștea pe tatălui. Vreau să vă întreb, cine era tatăl din pilda aceasta? Cine crezi că Iisus, la ce tată s-a referit? Aștept un răspuns din sală. Frate Petre Cutaru, cine crezi că era tatăl? Simbolic vorbim. Dumnezeu. Se referă pilda aceasta la Dumnezeu. Și fiul cel mai mare nu-l cunoștea, nu avea părtășie cu Dumnezeu. Se pare că nu vorbea cu tatăl, nu cunoștea gândurile tatălui. Îl vedea pe tatălui că îl așteaptă pe fiul cel pierdut. Probabil că se ruca pe casă. Vedem aici când venea fiul pierdut, el l-a văzut din depărtare și i-a alergat înainte. Și nu-l înțelegea și fiul cel mai mare probabil judeca mintea lui și zicea, până când tatăl meu tot îl așteaptă, nu știe ce a făcut, nu vede ce a făcut, i-a mâncat averea cu femeia stricată și nu m-a judecat. Și nu m-a judecat și nu m-a judecat inima lui cel mai mare. Nu înțelegea în primul rând dragostea tatălui, avea o mare problemă. Și în al doilea rând nu a cunoscut-o personal. Tind să cred că nu a cunoscut dragostea personală a tatălui niciodată. Pentru că în lipsa lui de relație cu tatăl, îl acuză pe tatălui și zice, a venit fiul ăsta tău acasă, stricat. Că ți-a mâncat averea cu femeile destrăbălate. Și i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Și mie, care slujesc ca un rob de atâția ani, nu mi-ai dat măcar un iet. Un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Frații mei, sunt mulți dintre noi în biserică care au o problemă mare. E problema lui Cain și al lui Abel. Erau frați. Și Cain slujea Domnului, a adus și el o jertfă, Abel a adus și el o jertfă și
Dumnezeu a privit pe spre jertfa lui Abel, spre jertfa lui Cain, n-a privit cu plăcere pentru lucra și păcatul și Dumnezeu l-a avertizat că păcatul pândește la ușă. Dar Cain, în inocența lui, Abel s-a dus cu el la câmp. Cain s-a ridicat și l-a omorât. Avea ură, avea nemulțumire în sufletul lui. Cum Dumnezeu se poate folosi de un om care s-a întors din lume de 3 ani de zile sau de 5 ani de zile să primească un dar de prorocie sau chiar să ajungă la amvon și de 10 ani în biserică și n-am ajuns niciodată la amvon? Și apar în inimile fraților și în inimile surorilor și atâtea și atâtea lucruri din partea celui rău. Dar știți unde este problema cea mai mare la fratele cel mai mare? El nu s-a pocăit niciodată. Pentru că în viața de tânăr se întâmplă că vii la biserică, crești într-o familie de oameni credincioși și vine vremea de 18 ani, 20 de ani și e o decizie. Iau decizia să mă botez, e o decizie bună sau e o decizie rea? E o decizie bună. Nimeni nu condamnă decizia aceasta, dar nu suficientă. Vom vedea pașii pe care i-a făcut tânărul cel mai mic, fiul cel mai mic, pașii ăștia, să știți că și cel mare trebuie să-i facă. Și trebuia să-i facă. Știți care e problema la acest fiu care era mai mare, care era întâiul născut în casă? Nu s-a pocăit niciodată. Și sunt mulți care iau decizia și se botează și merg pe cale și merg tot așa, ca un pătrat, care nu merg bine. Și numai cârtesc și nemulțumiți și lucrul nu merge și cu ăla și cu ăla și cu ăla au treabă și au multe probleme în sufletele lor. Și de ce? Ei niciodată n-au mâncat averea tatălui. Ei niciodată n-au curvit cum a făcut celălalt. Ei niciodată n-au făcut lucruri așa. Țin minte, odată vorbeam cu un frate în vârstă și am rămas așa de dezamăgit în sufletul meu și îmi zicea Sorin, eu, de când, mă știu eu, eu niciodată n-am păcătuit așa, să vezi tu alții cresc în beții, alții în curvii, alții fac aia. Eu, Sorin, eu așa am fost de neprienit de când m-am născut, știi? Vă spun sincer că am suspinat și suspin și în sufletul meu că sunt mulți așa. Și ce se întâmplă cu fratele cel mai mare? El nu ajunge niciodată să pună mâna pe o țigară și să o fumeze. Poate că e așa de tare că niciodată nu pune mâna pe un bar de țuică să bea un bar de țuică să se îmbete odată. Eu niciodată nu am îmbătat, frate. Niciodată. Dar vreau să te întreb înaintea lui Dumnezeu, ce este păcatul? Și vreau să mă întreb înaintea lui Dumnezeu, care sunt păcate? Niciodată n-ai cuvit, e adevărat? E adevărat. Dar mintea ta o gândit vreodată? Ce nu trebuie gândit? Pentru că fratele mai mare niciodată nu a putut să guste bunătatea tatălui. Gustați și vedeți ce este bun, este Domnul. El nu a putut să guste. Pentru că niciodată nu a văzut grozăvia și imensitatea păcatului. Noi avem impresia că dacă suntem fratele mai mare care nu ne-a călcat pe bec niciodată, că noi n-am mințit niciodată. N-ai mințit niciodată părinții tăi. Știți cât de gravă e minciunea înaintea Domnului? Știți că Anania și Safira au plătit cu viața? Minciunea e un păcat la fel de grosolan. Și de mare, e un păcat al Duhului și al sufletului. Dar om, fratele cel mai mare, nu se pocăiește și el nu gustă din dragostea tatălui, din bunătatea tatălui. Nu poate să-l vadă pe tatăl cum este inima tatălui, pentru că el este dur, el este lege, este fariseu și este aspru. Și dacă cineva calcă pe bec, el trebuie pedepsit imediat, trebuie pus la punct, pentru că el, cel sfânt și neprienit, niciodată n-a călcat pe bec. Știți unde e problema la fratele cel mai mare? Că de mulți ani trebuia să se pocăiască. Și știți ce se întâmplă? Duhul Sfânt vine. Îți doi acuzator principal. Fiți atenți. Este Duhul Sfânt și este diavolul. Duhul Sfânt vine și te acuză. Și încearcă să spună niște semne de întrebare în sufletul tău. Dacă vede că nu au avut loc niște lucruri în viața ta de credincios care trebuiau să aibă. Și zice, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Se aduce aminte momentul întoarcerii tale? Cum a fost? Pocăința ta, plânsul tău, recunoașterea minciunilor tale, a visurilor tale păcătoase. Îți aduce aminte? Și tu dai repede la o parte și zici, nu, asta e de la diavol, asta e de la diavol și nu vrei să ascult niciodată mustrarea Duhului Sfânt și niciodată nu vrei să te pocăiești. E adevărat. Vine și acuzatorul și te acuză și încearcă să-ți aducă aminte. Dar trebuie să fie un moment al pocăinței în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu.
Eu mă bucur pentru cei care au decizie și se botează și dacă îi întreb pentru ce ai luat decizia, pentru ce vrei să te botezi, așa m-a atins o cântare. Mă bucur că te-a atins cântarea, dar nu e suficient. Nu e suficient, chiar dacă ești în casa Domnului. Chiar dacă tu nu ai făcut lucruri grosolane, trebuie să fie un moment al întâlnirii cu Dumnezeu, încât micile tale păcate, care tu le numești mici, nu-mi zic că n-ai păcate mici, alea sunt enorme. Dacă le vedea că sunt de grosolane, de mari și de enorme și de imense înaintea lui Dumnezeu, ai zice, m-aș pogorâ în sac și cenușă, ca Iov care se vedea nepilămit și a zis, o, Doamne, îmi de mine. Așa trebuie să fim noi, frații mei. Și momentul când fratele cel mai mare, dacă el se întâlnea cu dragostea tatălui, nu-l judeca că a tăiat vițelul cel îngrășat, nu-l judeca pentru ce a făcut. Și nu era gelos pe fratele lui cel mai mic. De aceea mă rog Domnului, ca noi toți, să ne cercetăm. Și dacă Duhul Sfânt mă cercetează pe mine și mi-aduce aminte anumite păcate, care nu le-am mărturisit, de care nu m-am pocăit, de care nu mi-am cerut iertare Domnului, din care nu m-am îndreptat ce trebuia să îndrept, că sunt lucruri care trebuie îndreptate din trecutul nostru. Sunt unele care nu mai putem îndrepta, dar sunt unele care se pot îndrepta. Sunt iertări care trebuie să le cerem, sunt fapte bune care trebuie să le facem, pace unde trebuie să aducem, cu părinții, cu oricine ar fi, cu prieteni, cu vecini. Da, fratele cel mai mare trebuie să pocăiască și el, ca să se bucure de părtășia tatălui. Pe cine reprezintă fratele cel mai mic? Vedeți, tinerii, vine perioada adolescenței, când încep să crească și sunt, se văd dintr-o dată, se văd cu un trup mai matur și ei sunt tot copii la minte și parcă câteodată nici nu știu cum sunt stângaci, că au crescut așa dintr-o dată, pentru că toată este câte o creștere așa de bruscă, te uiți la un tânăr, acum este atât așa, este mai mare ca tata și ca mama, am trecut de amândoi. Da, așa se întâmplă și câteodată sunt unii care nu știu și au o criză adolescenței și se comportă ciudat și părinții greu să-i înțeleagă pentru că încearcă să-și găsească destinul și scopul în viață și atâtea și atâtea lupte și frământări în sufletul lor și mintea lor. Dar sunt unii ca acest tânăr care vine vremea deciziilor și vine vremea alegerilor și fac alegeri atât de greșite și fac alegeri atât de greșite. Dar aș vrea să înțelegem de la început pe cine reprezintă fiul cel mai mic. Și aș vrea să mergem în minte cu astea două lucruri. În primul rând, cred că reprezintă pe cei ce au fost poate chiar în casa Domnului. Poate chiar au încheiat într-o zi un legământ cu Dumnezeu și au căzut. Și în seara aceasta vreau să spun din partea Dumnezeu pentru ei că se pot întoarce la Dumnezeu și că Dumnezeu îi așteaptă, iubește și primește. Poate zicem, pentru mine nu mai este iertare. Vreau să vă spun, am văzut mulți care s-au botezat și atâtea semne de întrebare mi-am pus și am zis, oare ăsta îl cunoaște pe Dumnezeu? Îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu? Și m-am trezit peste 5 ani, peste 10 ani că a căzut din credință. Și apoi să știți că Duhul Sfânt vine și îl cercetează și îl ridică și dă nașterea din nou și îl restabilește pe temelie. Dar Dumnezeu îl așteaptă și îl caută. Sunt trei pilde, spunea fratele Iosif, a vorbit aici despre acea femeie care a pierdut acel bănuț, despre oaia aceea pierdută și păstorul cel bun a căutat-o. Dumnezeu ne caută! Dumnezeu ne caută! Duhul Sfânt ne caută! Pentru că bănuțul acela de argint căzut acolo în praf, nu se mai vedea chipul împăratului pe el. S-a șters, s-a ascuns, s-a curățat ca să vadă chipul împăratului. Dar Dumnezeu ne caută, dar trebuie să vedem și acțiunea păcătosului, a fiului pierdut. În primul rând, zic că sunt cei care au fost în casa Domnului și s-au depărtat. Dar Dumnezeu le dă șansă să se întoarcă la El. Slăvit să fie Domnul. Cât este încă har, ascultați-mă pe mine. Câteodată judecăm și mulți s-au dus în păcate așa de amare și așa de murdare, nu știu dacă mai este iertare pentru El. Frații mei, mi-e greu să vă zic, nici nu pot să vă explic cât de mare este harul lui Dumnezeu. Poate că dacă aș fi eu să vă explic, ar zice, măi, este până la tavan. Dacă ar fi Cristian Verză, vă zic că le-a zis, nu, Sorine, un pic mai jos. Poate fratele ăsta zice, nu, Sorin, harul Dumnezeu este până la nor. Și dacă ar zice altcineva, Elia zice, nu, trece dincolo de nor, harul Dumnezeu. E greu de explicat cât este de mare. De aceea, dacă cineva aude vocea Domnului, să se întoarcă la Domnul și noi să-L sprijinim cu un duc de milă și de îndurare, nu ca fratele cel mai mare. Amin? Amin. În al doilea rând, fratele cel mai mic, știți cine este?
cel care poate nu l-a cunoscut niciodată pe Dumnezeu. A căzut de la început în păcat, din grădina Adamului, se trage, se moștenește acel păcat și n-a avut de-a face nici cu biserica. Dumnezeu atât l-a căutat, atât l-a căutat până l-a găsit. Dar indiferent care este, noi trebuie să-i primim ca biserică în mijlocul nostru și să acceptăm și să iubim și noi. Cel mai mic, vine vremea legilor și își pune îndoială cu privire la dragostea din casa tatălui. Nu simte dragostea nici el, ca fratele cel mai mare, nici el nu o vede și nu o simte și nu o înțelege și zice, în casa tatălui nu este fericire, nu este bucurie. Are prieteni personal zic că cred că avea prieteni, pentru că el deja știa despre o țară îndepărtată. Cu cine credeți că vorbite despre țara îndepărtată, unde acolo poți să faci tu ce vrei, tata nu mai zice, nu mai că nu-i bine și nu-i păcat. Cu cine credeți că a vorbit? A vorbit cu tatălui? Nu cred că a vorbit nici măcar cu fratele lui cel mai mare, mă gândesc. Practic a vorbit cu unii din prietenii lui și unul a fost pe acolo și a povestit și apare la perioada aceasta a tinereții o decizie majoră pe care trebuie să o alegem, să o facem. Pe ce nu vreau să mă îndrept? Să rămân în casa Tatălui, în casa lui Dumnezeu, să mă pocăiesc de păcatele mele, să iau decizia bună și să merg înainte slujindu-L pe Dumnezeu și bucurându-mă, ascultați-mă ce zic, bucurându-mă de dragostea Tatălui, sau să-mi iau viața în piept și să mă duc în lume. Sunt mulți care sunt obraznici, foarte obraznici. Și așa dau niște răspunsuri și așa le știu pe toate și zici, mă, dar de unde știe la vârsta lui așa de multe lucruri? Sunt bine informați. Și atunci își iau viața în piept și pleacă spre țara îndepărtată. Țara îndepărtată, știți la ce se referă simbolic? Acolo unde nu este Dumnezeu. Dacă crezi că poți fugi de fața Domnului, te înșeli. Pentru că știți ce se întâmplă? În primele două pilde arăta că Dumnezeu căuta oaia pierdută și căuta banul pierdut. Duhul lui Dumnezeu te urmărește acolo. Și după ce s-a dus în țara îndepărtată, după ce s-a dus în țara depărtată și a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbărată. Acolo el începe să piardă tot ce a avut. Imoralitatea lui, moralitatea lui. Bunurile lui morale, tot ce a strâns de la părintele lui. Pierde tot. Pierde bani. Pierde tot. El cere partea de avere ce îi se cuvine tatălui său cum pleacă. Care este partea de avere ce îi se cuvine? Ce-i cere noi Dumnezeu? Dumnezeu ne-a dat viață. Deci, fac ce vreau cu viața mea. Câte unul mai are câte o șansă să aibă chiar și un pic de avere, să aibă bani, să aibă chiar o mașină, nu e o mare avere, dar să aibă și avere. Dar sfârșește când aș pierde libertatea, aș pierde demnitatea. El evreu, evreu. Știți ce înseamnă să lucrezi la animale necurate, porci, oa, era o mare rosire. Pierde tot, pierde tot. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne caută. Vreau să spun un lucru, mulți zic, dacă Dumnezeu vrea să-L pocăiască pe ăla, îl pocăiește. Frații mei, eu cred că încă Dumnezeu ne lasă să alegem. Când eu mă rog pentru cineva care este necredincios, mă rog ca Dumnezeu să-L cerceteze. Dumnezeu nu-L forțează, dar îl cercetează și știți cât l-a cercetat pe tânărul acesta? Eu cred că simbolic, dacă n-am luat că este Dumnezeu Tatăl, ar fi un Tatăl ca și mine, eu cred că El se ruga. L-a cercetat până când a ajuns să-și cheltuie tot banii, toți banii, toți banii. Și Dumnezeu începe să-i trimită. Încep necazurile, încep suferințele, încep bolile, încep lipsurile, ajunge acolo și zice, a început să ducă lipsă. Cunosc un caz despre o tânără, de fapt cunosc mai multe cazuri, care tot așa au plecat din biserică și s-au dus într-o țară depărtată, au intrat în droguri, au prins într-o dependență puternică și urâtă și la un moment dat una dintre ele, vă zic un caz, cunosc mai multe cazuri, zicea către sora ei, zice, așa de mult mi-aș dori să fiu ca tine, așa de mult mi-aș dori să fiu ca tine, dar zice, nu mai pot. Este o vreme așa cercetării, nu este pentru totdeauna. De aia noi ne rugăm Domnului ca Domnul să-i cerceteze. Și acolo, în țara depărtată, a început să ducă lipsă. Și ce-a făcut? Zice, atunci s-a lipit de unul din locuitorii țării aceea și a început și l-a trimis pe goarele lui ca să-i păzească porcii. Așa, deci astăzi,
Deci zilele astea când am citit, deja am început să citesc din nou pilele astea când am știut textul de predică, mi-a sărit așa în cap, în minte, versetul ăsta, cuvântul ăsta, s-a lipit. S-a lipit. Col. Col de construcție, de la că am făcut ceva cu col și nu se mai încede de pe mâini. S-a lipit, așa de bine s-au lipit de locuitorii țării. Și au început să slujească la porci. Acum știți ce se întâmplă când slujești păcatului? Porcii sunt mulți. Porcii sunt mulți. Poți să ai ca porci drogurile. S-a liberalizat. Putem să încercăm și noi, nu? Poți să ai ca porci, dar știi cum te lipește? Foarte tare te lipește. Unii niciodată nu mai sunt capabili să iasă de acolo. Pentru toată viața lor. Pentru toată viața lor. Alți porci sunt jocurile de noroc. Auziți bine ce vă spun. Jocuri de noroc. Tatăl meu era ortodox. Dar o jucat de câteva ori, la 6 din 49 și la loză plic, dar de câte ori o jucat de s-a întâmplat ceva rău și mi-a zis mie, Sorin, niciodată să nu joc, că de câte ori am jucat am pierdut bani. Măcar că era un om din lume, dar am înțeles un principiu al lui Dumnezeu. Nu vă murdăriți cu jocurile de noroc. Sunt niște porci foarte puternici, niște duhuri care te leagă, uite așa. Că tipul avea un coleg de serviciu, lua banii, în momentul când lua banii, îi băga pe toți direct în jocuri, a doua zi nu mai avea nimic de mâncare. Cât o trăit el, cât am știut eu că o trăit el, într-una am făcut așa. Așa te leagă. Și sunt oameni și în ziua de astăzi, și în Canada sunt. Eram acum de curând, am ajuns la metro să iau ceva, băi, o femeie nu mai termina să cumpere lozuri acolo, tot răgea și tot răgea și măi, am stat la rând 5 minute să-și tot cumpere, să tot își încerce norocul. Frații mei, noi avem binecuvântare, n-avem. Sunt duhuri. Porcii ăștia de care s-au lipit fiul ăsta pierdut, erau niște duhuri murdare care l-au legat. Nu te lăsa legat de duhurile astea murdare. Și adevărat că acolo ajungi dacă te depărtezi de casă. El încearcă să se ajute singur. El încearcă să se descurce singur. Nu mai avea nevoie de nimic. Dar vedeți când Duhul Sfânt cercetează și vine vremea când îți arată starea de mizerie în care ești, că spune aici cuvântul Domnului că la un moment dat ce mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoavele pe care le mâncau porcii. Mă leg iar de jocurile de noroc. Da? Roșcoavele astea, vezi? Tu pui bani acolo că zici că câștigi, dar alții îți mănâncă roșcoavele tale. Tu nu mănânci de banii aia. Mănâncă alții și alții și statul mănâncă și alții profită de pe urma ta. El nu reușea să mănânce mâncarea porcilor. Nu reușești. Că e înșelăciune. E numai înșelăciune. Dar, zice, a fost o zi când și-a venit în fire. Frații mei, de multe ori Duhul Sfânt cercetează. Tineri și bătrâni. Și sunt momente când își vin în fire și zic, azi mă pocăiesc. Și tot amână. Și tot amână. Și astăzi ăla nu mai iasă. Și nu-i nici mâine și nici pe... Și ce se întâmplă? Vine vremea când Duhul Sfânt se depărtează de tine. Așa cum s-a depărtat de Ierusalim, cum s-a depărtat de acea cetate care a ajuns să fie blestemată și nimicită. Așa cum s-a depărtat de farisei aceia care Domnul i-a cercetat și pe ei și nu au vrut să primească cuvântul. De aceea, când auzi glasul Domnului, nu tot amâna pe mâine? De ce tot zici mâine? Cuvântul Domnului așa de clar în evrei și spune astăzi. Zice astăzi, în seara asta, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Ca la Meriba, nu-ți împietri inima. Că poate că mâine nu mai e pentru tine. Dar tânărul acesta a fost special, frații mei. A ascultat cercetarea Duhului Sfânt. Ascultați cum merge cercetarea Duhului Sfânt. În primul rând și-a venit în fire. A văzut starea rea în care este. Și asta trebuie să faci. Asta te duce la pocăință. Să recunoști păcatul în care trăiești. Dacă crezi că n-ai niciun păcat, cuce-te bine și vezi păcatul așa cum îl vede Dumnezeu. Chiar dacă zici că ești tânăr și tu n-ai gustat murdările păcatului, ba să știi că și mica ta minciună e păcat mare. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au berșuc de pâine, iar eu mor de foame aici. Asta face diavolul, te omoară cu foamea. Sufletul tău suspină și geme în tine, dar tu de lume și de prinși ești, nu ai timp să-i asculți. Dar a fost un moment de limpezime a minții lui. Și zice, mă voi scula. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului, am păcătuit împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Auziți ce înseamnă pocăință? Cerere de iertare a tatălui care l-a supărat. Cerere de iertare a cerului. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, zice el. Fă-mă măcar ca pe unii din argații tăi. Vezi de multe ori la oamenii din gândurile astea să se pocăiască.
Dar tânărul ăsta, după ce a zis lucrurile acestea, știți ce a făcut? A făcut pasul următor spre pocăință. Zice că s-a sculat și a plecat la tatăl său. De multe ori m-am întrebat ce a fost în inima lui pe drum când s-a dus. Când a plecat de acasă, se îndoia de fericirea din casa tatălui, de bucuria care e acolo, de sosotura și de cântări și de poezii și de predici și de tot. Și acum să meargă iar acolo, să îndea oare mă primește tatălui. Avea o credință în sufletul lui că îl primea, altfel nu se ducea. Totuși s-a dus până la capăt, s-a dus până s-a întâlnit cu Dumnezeu. Asta știi ce înseamnă? Căutarea mea. Mărturisirea păcatului constantă, căutarea lui Dumnezeu. Și cine îl caută din toată inima, Dumnezeu îi se descoperă, așa e? Când era încă de departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Frații mei, dacă aș fi să vi-l descriu pe Dumnezeu, poate că unii dintre voi l-ar descrie cu un iaua și toiagul. Și te lovește de te prăpădește, cu toate că toiagul în Vechiul Testament era să bată sau să conducă. Să conducă, da? Să te conducă, da? Și cu noi am altă mânghie, da? Și totuși, ascultați dragostea lui Dumnezeu descrisă de Domnul Iisus Hristos. Tatăl a văzut, i s-a făcut milă de, a alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a salutat mult. Asta este adevărata dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu te caută, a căutat-o aia pierdută. El a fost care s-a dus între hățișul după ea. El a căutat-o, el a pus-o pe ume, el a dus-o în turmă. Dar tânărul trăcu aia pierdută trebuie și ea să-și facă partea. Așa descrie Domnul Iisus Hristos pe Dumnezeu Tatăl. Zice, eu am venit ca să-L descoper pe Tatăl. Dacă m-ați văzut pe mine și ați văzut pe Tatăl. Și el începe pocăința. Fiți atenți. Aleargă tatăl înaintea lui, plânge și începe pocăința. Și zice, dar fiți atenți că gustă dragostea tatălui. Aici e bucuria aia care trebuie să o gustăm noi. Și fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Pum! Se oprește. De ce nu continuă și zice, fă-mă ca pe unul din argații tăi? De ce se oprește aici? Când o zi la început, mă, măcar de aș fi... Unul dintre argații tatălui s-a în grijă de animale pe câmp să sap, să fac și o duc mai bine ca aici. Știți de ce? El găsește ceva ce nu a găsit când a plecat, ce n-a văzut mai bine zis când a plecat din casa tatălui. Dragostea lui Dumnezeu. Și atunci își dorește și se oprește acolo. Nu sunt vrednic să mă chem fiul tău. Ce a zis Dumnezeu tatăl? Nu mai fi fiul meu? Fiți atenți pașii care face Dumnezeu cu un om care s-a recunoscut păcătos, a părăsit păcatul, a mărturisit păcatul, a cerut iertare. Fiți atenți ce face. Nu-l bagă direct în casă. Nu-l bagă direct în casă. După ce plânge pe umărul lui și fiți atenți, pildele astea au o morală la sfârșit. Și zice, dacă trebuia să ne deseniți, ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat și era pierdut și a fost găsit. Și zice, tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Asta e morala. Ascultați în bine, Dumnezeu se bucură. Zice, dar tatăl, versetul 22, a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună. Pe când a plecat el de acasă, avea plecat cu haine bune. Nu-mi închipui, era o poezie așa frumoasă care zice aici cu fiul pierdut, așa e, o venit înzdrențuit, cu zdrențe, cu haine toate rupte, murdare. Nu l-a băgat așa în casă. O dat haina cea mai bună. Și aș vrea să ne fie clar. Sunt așa de trist când văd frații așa de nesiguri de mântuirea lor. Așa de nehotărâți, așa de... Nu știu cum să zic. Îs trist. Dumnezeu când te mântuiește, îți dă haina cea mai bună. 2 Corinteni 5, cred că cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, e vorba de Hristos, El a făcut ce pentru noi? Păcat. Ca noi să fim neprionirea lui Dumnezeu în El. Dumnezeu mă îmbracă cu neprionirea lui Hristos. Zice, haina ta nu e bună. Haina ta e murdară. Îmbracă haina mea. Rămâi cu o haină albă pe tine. Asta face Dumnezeu când eu mă pocăiesc cu adevărat. Dar mulți tot timpul zic, iau haina pe ei și tot plâng și păcatele mele trecute și nu văd că Dumnezeu le-a schimbat haina. Nu l-a băgat în casa lui cu haina murdară. Zice, ascultați, dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună. Haina cea mai bună
este neprihănirea lui Hristos. Amin, frații mei? Ne îmbrăcăm cu ea. Rămânem în ea. Amin, Domnul să ne ajute. Zice, puneți un inel în deget. Puneți inelul în deget. Restabilește părtășia cu el. Se folosește verigheta, se folosește inelul la logodnă, la căsătorie. Asta simbolizează unitatea din nou a Tatălui cu Fiul. Ruperea părtășiei care a fost odată în căderea în păcat, odată cu lepădarea lui Dumnezeu, se reface. Are loc nașterea din nou, are loc înnoirea în viața celui credincios. Are loc înnoirea, se pune inelul în deget, se pune pecetea cu Duhul Sfânt și se zice, ăsta este Fiul meu. Amin? Slăvit să fie Domnul. Așa se întâmplă cu fiul cel mai tânăr care se pocăiește. Și apoi, zice, și încălțăminte în picioare. Nu-l bagă în casa lui dezbrăcat, desculț și fără părtășie. Îl bagă în casa lui într-o stare de copil al lui Dumnezeu. Încălțat, îmbrăcat, slăvit să fie Domnul. Ah, ăștia suntem noi, frații mei, care ne-am pocăit. Dar, după ce îl bagă în casa lui, nu se termină totul. Începe bucuria. După ce acest fiu, care atâția ani l-a judecat poate în haine în copilărie lui pe tatălui și a zis, o, tatăl meu este așa de aspru, tatăl meu este așa de dur, tatăl meu, m-am săturat de el, tatăl meu, plec de acasă, o plecat de acasă, îl cunoaște cu adevărat pe tatăl, cunoaște inima tatălui, aduceți vicerul cel îngrășat, tăiați-l să mâncăm, să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și a început să se veselească, slăbit să fie Domnul. Frații mei, Dumnezeu se bucură. Cerul se bucură. Când vei decizia și faci pasii pocăinței, când rămâi pe calea Domnului. Știți ce înseamnă vițelul îngreșat pentru noi credincioșii? Tu studiază o carte și a zis că el vrea să facă o predică dintr-o carte de anis, mă, altceva mai greu din Biblie, n-ai putut să găsești, că pentru mine este greu. Și se chine de câteva luni de zile și încă nu i-o dat de capă. Este vorba despre bogățile noastre care le avem în Hristos. Despre cine suntem noi în Hristos. Frații mei, noi nu suntem conștienți de harul care este peste noi, de îndurarea care este peste noi, de binecuvântarea, de vițelul cel îngrășat, de bogățile în slavă cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu în locurile cerești în Hristos, cu tot felul de binecuvântări. Ăsta este vițelul îngrășat. Suntem chemați la masă cu mielul, slăvit să fie Domnul. Nu vreau să merg mai departe pe subiectul acesta. Vreau să am un gând și să închei. Nu este nimeni care aude vocea Tatălui în seara aceasta? Nu este nimeni care de atâția ani tot amână să zică da și stă între două decizii? Se gândește el că este pericol afară, cum zice în Proverbe, că afară este un leu. Se gândește el, dar și totuși, sunt atâția alții care sunt pe afară și îi văd că o duc așa de bine. Oare te mai îndoiești mult de dragostea lui Dumnezeu? Oare când vei face pasul? Vreau să spun, Dumnezeu așteaptă. Te iubește, te cheamă, dar toate și al Dumnezeu răbdarea are un punct. De aceea eu zic, Domnul să-i binecuvinteze pe toți care l-au luat o decizie să se pocăiască și să-i ajute în pocăința lor. Amin. Măcar că timpul rânduit pentru părtășie din seara aceasta este aproape epuizat, vă rog să-mi permiteți să alipesc un gând la ceea ce fratele Sorin a împărtășit cu noi din Cuvântul lui Dumnezeu. Negreșit, cele trei pilde conținute în capitolul 15 al Evangheliei pe Luca vorbesc despre bucuria regăsirii. În toate cele trei pilde este vorba despre un element care a fost pierdut, care a fost în cele din urmă regăsit și apoi regăsirea produce foarte multă bucurie. Toate cele trei pilde au fost rostite cu scopul de a ajuta pe farisei și pe cărturari să înțeleagă bucuria Tatălui atunci când un păcătos vine și ascultă cu plăcere Evanghelia și o primește. Dar în pilda aceasta, pe lângă învățătura centrală, mai sunt și alte învățături care sunt de folos și în mod deosebit în seara aceasta, dacă ar fi trebuit să vorbesc tinerilor
aș fi vrut să le vorbesc despre cât de important este să prețuiască lucrurile pe care Dumnezeu le-a dat lor, lucrurile pe care le au în casele lor atunci când ei cresc într-o familie creștină. Pentru că tânărul acesta, vedeți dumneavoastră, a crescut în confort, tatălui se pare că a avut o poziție materială bună și cu siguranță că în familia lui nimeni n-a dus lipsă de pâine, dar tânărul acesta a crescut în casa aceasta fără să știe să aprecieze lucrurile de care a beneficiat. Și cred că asta este problema multora dintre tineri și a multora chiar dintre creștini. Pentru că prin bisericile noastre sunt mulți care sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă, cum se derulează programele. Noi nu zicem că n-ar fi loc de îmbunătățire. Întotdeauna mai este loc să îmbunătățim câte ceva. Dar sentimentul acesta, nemulțumirea, aduce cu sine o anumită vulnerabilitate. Și orice ni se propune și orice ni se spune și orice ni se descrie niște cuvinte alese cu grijă de cineva, de multe ori câștigă încrederea noastră și stârnește în inima multora dintre noi dorința de a fi altfel. Și altfel, să știți, nu întotdeauna înseamnă mai bine. Tânărul acesta n-a vrut să învețe prin experiență directă, prin a primi învățătură de la tatălui, care sunt adevăratele valori în viață. Și până la urmă, el a trebuit să învețe lucrurile acestea, dar a trebuit să le învețe pe calea cea mai grea, calea cea mai dură. Și până la urmă le-a învățat. Experiența vieții lui se întinde pe o perioadă poate de mai mulți ani. Ani în care a stat nemulțumit în casa părintească, în care a așteptat să crească, să aibă putere, să facă el ce vrea. Apoi a fost perioada aceea în care în sfârșit a pus mâna pe o anumită parte din averea tatălui și a hotărât să plece în altă țară, perioada aceea în care a stat acolo și în care a tocat toți banii pe care i-a adusese cu sine. A urmat perioada aceea de lipsuri, de strântorări, în care s-a dus tot mai jos și mai jos și mai jos, până și-a pierdut și până cea din urmă demnitate, dacă vreți. Și toate lucrurile acestea s-au întins pe perioada mai multor ani. Domnul Iisus a avut înțelepciunea să cuprindă toată această experiență într-o vorbire scurtă, așa încât să ne permită nouă să observăm aceste lucruri și să tragem o concluzie. Aș vrea, dragi tineri, să mă înțelegeți bine în seara aceasta. Voi puteți să vă uitați cu maturitate în jurul vostru, în casa în care voi crește, să vedeți că rugăciunea este la locul ei, cuvântul este la locul lui, că părinții voștri sunt părinți la locul lor și că vă îndeamnă bine și că vă îndrumă pe calea Domnului și vă îndeamnă să mergeți la adunare și să mergeți să vă implicați în activitățile formațiilor și să fiți activi printre membrii bisericii și vă îndeamnă pe calea cea bună. Și de multe ori poate că lucrurile acestea voi nu le știți aprecia, nu le știți prețui și vă doriți altceva, vă doriți să aveți fun, vă doriți să aveți, să fiți cool, vă doriți să experimentați alte lucruri din categoria lucrurilor din țara aceea fără rânduiel, cum o numeam altădată. Mă, nu știu nici eu cine a spus tânărului acestuia, probabil că alți tineri, alți prieteni, care au auzit și ei de la alți prieteni binefăcători, pentru că veștile de felul acesta așa se duc și se molipsesc unii de la alții. Și vor fi fost unii care vor fi spus, am auzit de o țară în care se poate trăi foarte bine, departe de orice grijă, fără preocupări. Acolo nu sunt restricții, totul este permis. Dar noi nu putem să mergem acolo, nu avem mijloace. Și tânărul acesta a spus, eu o să am. Și a venit vremea când a avut mijloace și a plecat. Spun încă o dată, tânărul acesta a trebuit să învețe pe calea cea grea, prin școala cea aspră, anumite lucruri pe care ar fi putut să le învețe, rămânând în casa părintească, dar n-a știut. Aș vrea să-mi permite să mai adaug ceva. Vine dimineața, mă găseam la lucru și pentru că am avut parte de câteva momente mai liniștite, am intrat pe YouTube. Am văzut o înregistrare filmată în biserica noastră, patru tineri însoțiți de un copilaș, cântau o cântare și m-am uitat și m-a umplut așa de bucurie filmarea aceea. M-am bucurat și vreau să-i mulțumesc fratelui Florian că a postat filmarea aceea.
Două colegi de ale mele au trecut pe acolo și le-am zis, veniți să vă arăt ceva. Și le-am arătat filmulețul acela și pe cei patru tineri care cântau. S-au uitat și m-au întrebat, îi cunoști? Îi cunosc. Pe toți cei patru îi cheamă la fel numele de familie, inclusiv copilașul care se ascunde acolo sub chitară. Toți cei patru, patru și jumătate, au același nume de familie. N-am să vă spun despre cine era vorba. Dar aceste colegi ale mele s-au uitat îndelung și au văzut pe cei patru tineri îmbrăcați frumos, decent, fără tatuaje, fără piercing, fără îmbrăcăminte din aceea dezmățată. I-au văzut patru tineri serioși în casa de rugăciune și când au plecat de acolo să se ocupe de problemele lor la serviciu, eu cred că au rămas cu gândul că, uite, sunt și tineri care sunt la locul lor și care pot să fie niște tineri serioși. Cred că s-au gândit la lucrurile acestea și atunci, în minutele următoare, și eu mă gândeam cât de important este să ai părinți care sunt credincioși. Părinți care au anumite valori. Poate că au și ei slăbiciunile lor. Dar, dincolo de toate, e mare harul, dragii mei tineri, ascultați-mă bine, e mare harul să creșteți într-o familie cu valori creștine. Pentru că va veni o vreme când dacă nu apreciați aceste valori și nu le prețuiți și nu vi le însușiți, va veni o vreme când le veți învăța toate lucrurile acestea pe calea cea grea a vieții, pe calea cea aspră, câteodată cu pierdere, câteodată cu pagube, câteodată cu cicatrici pe sufletele voastre pe care nu vi le poate șterge nicio chirurgie cosmetică. De aceea, dragii mei, în seara aceasta aș vrea să mă rezum la atât și aș vrea să vă spun, prețuiți ceea ce Dumnezeu v-a dat. Nu vă lăsați amăgiți de veștile și de chemările și de ademenerile care ajung la urechile voastre. Cele mai multe dintre ele care ajung la urechile voastre și pe care ați vrea părinții voștri să nu le audă, vreau să vă spun, vin din partea celui rău și cel rău are foarte multe unelte în ziua de astăzi. Ascultați de cuvânt, ascultați de părinți, ascultați de Domnul și veți fi binecuvântați. Amin. Amin. Am să vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Aș vrea să mulțumim pentru seara aceasta, aș vrea să mulțumim Domnului pentru cuvântul Său, pentru părtășia din seara aceasta. Îngădiți-mi să mai trag ceva. Duminica trecută, din motive de sănătate, n-am ajuns în casa lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că mi-a lipsit atât de mult, atât de mult mi-a lipsit ziua respectivă, faptul că n-am fost în casa lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, nici nu mi-am dat seama că atât de mult înseamnă prezența noastră în casa de rugăciune. Aș vrea să-i mulțumim Domnului că în ziua de astăzi noi am fost prezenți în casa de rugăciune. Și aș vrea să ne credințăm viața pas cu pas în mâna Domnului pe mai departe. Amin.